Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre școli profesionale, reforme și nemijlocit despre școala numărul 2, care a fost în vizorul presiei în mod nemijlocit în ultima perioadă de timp. Invitații ediției de astăzi sunt Tatiana Cebotar, consilier al Ministrului pe probleme economice. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Iure Mihalache, avocat, conferențiar universitar, Universitatea Constantin Sterea. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Doamna Cibotar, că dumneavoastră aș vrea să încep, de fapt, în ultima perioadă de timp, această școală numărul 2 a fost în vizorul presiei, în mod special. Doamna directoare, de la începutul anchetei desfășurate sau inițiate, mai bine zis, de către Ministerul Educației, s-a tot aflat pe buletin de boală, s-a aflat pe o perioadă din cont propriu. Haideți să ne spuneți, dumneaei a revenit, să vedem totuși ce s-a întreprins și ce, la ce rezultate a ajuns Ministerul Educației în urma acestei anchete. Da, deci grupul de lucru format prin ordinul Ministerului Educației și-a început activitatea în luna martie. De la bun început, doamna Dobândă, deci nu a vrut să conlucreze cu noi, nu a vrut să ne prezinte documentele, deci respectiv din ziua când s-a început controlul, deci domnul ei și-a deschis buletin de boală și până la momentul de față, undeva o săptămână, domnul ei a revenit la serviciu și respectiv, deci noi, deci acumulând probele necesare, am întocmit nota și raportul cu în care am elucidat toate problemele, riscurile și abaterile. La momentul de față ne aflăm la etapa inițială, prin care solicităm de la doamnă explicațiile respective, în baza căror vom face concluziile privind gradul de responsabilitate atât a managerului instituției, cât și a altor persoane cu funcție de răspundere din instituție. La momentul de față pot să vă spun că controlul s-a bazat pe trei aspecte. Aspectele deci, ce țin de modul de utilizare a finanțelor publice, deci alocate pentru întreținerea instituției, precum și veniturile acumulate din servicii. A doilea fază deci, este faptul ce ține de practica, să spunem așa, instruirea practică efectuată în baza a 6 contracte cu 6 agenți economici din România. Și a treilea, deci, este cu cazarea studenților în cămin. Deci, dacă să ne oprim la retribuirea muncii, ce am constatat noi? Că doamna directoare, conform cadrului legal, condițiile de salarizare pentru conducătorii instituțiilor de învățământ se stabilesc prin cadrul legal de către organul ierarhic superior, în cazul de față Ministerul Educației, și având un contract încheiat pentru o singură funcție de director, domniei și-a stabilit două salarii de funcții, raportat respectiv la toate suplimentele și sporurile existente, deci un salariu de funcție din cadrul bugetului și un salariu de funcție din cadrul mijloacelor speciale, din veniturile acumulate. Respectiv, pe lună s-a primit undeva la 28.000 de lei în anul 2015. Contabila șef, de asemenea, deci a fost remunerată pentru trei funcții concomitente. Deci, pentru aceeași perioadă de timp, deci două funcții de contabil șef, o funcție de la componenta de bază și o funcție de contabil șef de la mijloace speciale. Și a treilea funcție, deci funcția de economist, nici care nici nu era prevăzut în statele de personal. Mai avem un exemplu ca șoferul. Deși instituția de învățământ are un singur mijloc de transport, șoferul angajat a fost remunerat pentru două funcții de șofer și o funcție de lăcătuș reparator, pentru care el nici nu deține calificarea respectivă. Da. Domnule avocat, vreau să vă întreb, spuneți-mi, vă rog, o persoană, un angajat, cât timp se poate afla pe parcursul unui an pe buletin de boală, pe cont propriu și așa mai departe? Nu a fost o încălcare a legii? Ce prevede codul muncii? Vedeți că nu cunoaștem în detaliu toate materialele dosarului și ancheta propriu-zisă. Persoana se poate afla mai mult timp în concediu medical, ținând cont de starea sănătății la început instituția medicală, ulterior medicul de familie poate prelungi acea fișă. Ulterior, persoana pentru a tergiversa lucrurile și poate lua concediu pe cont propriu, da, neplătit, dar asta nu poate dura la infinit.
Din câte am văzut, urmărirea penală a început în 16 decembrie 2015, prin ordonanța de începere a urmării penale, emisă de ofițerul de urmărire penală. Și până în prezent durează ancheta, da? Spuneți-ne, vă rog, atunci cum se explică ceea ce spunea și doamna Cebotar cu orele astea enorme, le-aș zice eu, 16 la număr, 14 la număr, care au fost sesizate și din partea acestor copii care au mers la practică în România într-o perioadă de timp anumită. Este o încălcare, este un abuz, este o... ce prevede iarăși buchea legii? Vedeți că în calitate de avocat pot să mă expun cu exactitate atunci când văd materialul dosarului. Ca să fie clar pentru toată lumea, atâta timp cât durează urmărirea penală, totul este secretizat. Avocatul dumneiei, nici dumnealui nu poate merge la procuratură sau la inspectoratul de poliție ca să facă cunoștință sau să facă copii. Este confidențial. Doar atunci când rechizitoriul este gata, adică atunci când s-a finisat urmărirea penală și se transmite dosarul în instanță, doar atunci poate face cunoștință avocatul în detaliu cu materialele. Bineînțeles că aici sunt mai multe încărcări la prima vedere, și salarizarea și contractele încheiate cu agenții economice. Cu agenții economice din România, și exploatarea elevilor, am înțeles că ei nu au primit o remunerare, întreaga retribuire a fost luată de către doamna conducere, director, așa. Da, de către conducere. Și faptul că banii nu au trecut prin contabilitate. Sunt mai multe articole din codul penal care cad sub incidența. Situația, de fapt, cade sub incidența. Am privit ordonanța de începere a urmării penale. Îi se invocă abuz de putere și abuz de serviciu. Al doilea articol este dilapidarea averii străine. Da, este corect. Este corect. Pe parcursul urmăririi penale mai poate fi aduse învinuiri. Se mai pot găsi și alte articole. Domnule Nicolache, colegii noștri de la departamentul știri au făcut un subiect la această temă. Eu vă invit să-l vizionăm și după aceea revenim pentru discuții în studio. Da. Admiterea este întoi la toate instituțiile de învățământ din țară, chiar dacă în ultimul timp multe dintre ele au apărut în vizorul organelor de drept, precum și a Ministerului de Resort. Anterior, ministrul Educației, Corina Fusu, declara ferm că unul din obiectivele strategice ale Ministerului este modernizarea învățământului profesional-tehnic. Potrivit ei, acest lucru poate fi realizat doar în condițiile administrării eficiente a banilor publici. În același context, ea declara: abaterile și încălcările financiare admise de către managerii unor instituții de învățământ profesional-tehnic, care prejudiciază bugetul instituțiilor și, respectiv, calitatea procesului educațional, nu vor fi tolerate. În urma mai multor controle efectuate în cadrul școlii profesionale numărul 2 din Chișinău, la 16 decembrie 2015, Centrul Național Anticorupție a emis o ordonanță de începere a urmăririi penale pe faptul folosirii intenționate de către o persoană publică a situației de serviciu în interes material ori în alte interese personale cu însușire ilegală a bunurilor altor persoane încredințate în administrarea vinovatului. Această situație a servit drept temă de discuție pentru mai multe posturi TV. Din start am fost întâlniți cu niște emoții, deci din start doamna nu a vrut să ne primească, a spus că deci erau jumate la 5, mi-a spus că se află pe foaia de boală, deci era la serviciu, în birou. Deci a doua zi, deci noi am făcut verificările fără participarea doamnei Dobândă, deci ea nu s-a prezentat. În cadrul verificărilor am stabilit nereguli practic la toate capitolele din activitatea economică-financiară. Iași a aplicat niște suplimente din mijloace speciale care depășesc cu mult salariul de funcție. Dacă salariul de funcție a domniei ei 3740, deci suplimentul din mijloace speciale 6358. În total, vreau să vă spun că doamna directoare în anul 2015 a beneficiat de un salariu de 330 ceva de mii de lei, deci în medie pe lună 28 de mii. Deci a depășit orice măsură prevăzută de cadrul legal. Pentru a obține o întrevedere cu doamna Viorica Dobândă, echipa postului nostru TV i-a solicitat un interviu la tema admiterea 2016-2017. Cu această ocazie i-am acordat posibilitatea de a-și expune poziția vis-a-vis de acuzațiile care îi se aduc la capitolul management defectuos. Dumnea ei însă a refuzat să discute la această temă. Eu nu vreau să discut la televizor în direct.
Eu v-am întrebat. Deci vă rog să deconectați, cu dreptul meu. Da, bine, sunteți o instituție publică, totuși. De ce n-ați vrea să comentați? Pentru că este o problemă și noi vrem să o înțelegem. Care e părerea dumneavoastră? Bună, rea, cum o fie? Obiectivă, subiectivă? Pentru că am auzit și de procesul penal care s-a pornit privitor la copiii care muncesc în România. Cum comentați dumneavoastră? Eu, foarte frumos am întrebat. Foarte frumos am întrebat. Înseamnă că există o problemă. Doamnă, eu am un respect deosebit la dumneavoastră. Vă rog să deconectați camera. Acolo nu există transparență. Ați venit să mă provocați. Acolo nu există transparență, este... există și explicații. De ce v-ați tenis? Deci eu nu vreau să dau explicații la televizor. Mai văzut vreodată să dau explicații. De, iată, vedeți ce faceți. Pentru ce? Sunteți o instituție publică și presa tot este liberă și chiar vă cerem părerea. Pentru că vrem să facem lumină în acest sens. Eu nu vreau de justiție, aș vrea spune părerea. Dar dumneavoastră că sunteți acuzată? Recent viceministrul educației, Cristina Boaghi, declara pentru postul de televiziune Accent TV următoarele. Situația la școala profesională numărul 2 este un pic tristă din punctul meu de vedere, pentru că se întâmplă anumite lucruri incorrect gestionate la nivel de management al instituției. Noi am primit mai multe plângeri, sesizări la minister și atunci am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Am format o comisie de verificare, comisia s-a deplasat la fața locului în școală și a verificat așa totul cum se verifică. Listele angajaților, listele de cazare la cămin, salarii, tot procesul educativ așa cum are loc într-o școală. S-au depistat multe greșeli, inclusiv și plăți de salariu exagerate, sporuri și tot așa mai departe. Din păcate, doamna director, din prima zi când noi am mers acolo, și-a deschis buletin de boală și până la ziua de astăzi tot este în prelungire. Eu nu pun la îndoială, poate și dumneavoastră are anumite probleme de sănătate, dar în momentul când asta se transpune negativ pentru școală, devine o problemă a Ministerului. Noi am scris o scrisoare către Ministerul Sănătății și CNAM să ne spună cu adevărat pentru ce tip de... ce se întâmplă în perioada când jumătate de an poți afla în concediu medical. Pentru că noi acolo nu putem gestiona corect starea de lucruri, așa este. Și nici nu putem veni cu anumită reacție de sancționare disciplinară sau de alt tip către doamna director, pentru că ea lipsește din instituție. Dar cele care au fost identificate și de către Ministerul, neregulile identificate de Ministerul Educației, au fost confirmate și de către organele de drept. La moment există și o anchetă în cadrul instituției. Urmează să vedem care vor fi rezultatele. Acum, după aproape 3 luni de la această emisiune, am încercat să aflăm de la conducerea Ministerului Educației cum a fost soluționată problema. A venit cu anumite explicații referitor la încălcările care au fost depistate. Și ce fel de explicații v-a adus? După părerea mea, mult prea vagi care încă necesită concretizări. Parte din bani urmează să fie întorși instituții. De unde o să fie întorși banii? Din sursele proprii. Am aplicat, doamne dobândă, o sancțiune disciplinară, așa cum prevede și codul muncii. I s-a aplicat mustrarea asta, doamne dobând, și i s-a dat o perioadă în care ea trebuie să aducă un plan de acțiuni privind învăturarea încălcărilor. Noi, ca și angajatori, putem aplica anumite sancțiuni disciplinare, conform codului muncii, printre care și concedierea, dar pentru a aplica sancțiunea de concediere sunt câteva etape obligatorii pe care noi le trecem. Trebuie să facem totul în corespundere cu legea. Cazul de la școala profesională numărul 2 din capitală cere implicarea activă a tuturor instituțiilor statului, care ar putea contribui la o soluționare transparentă și cât mai rapidă. Echipa Accent TV va monitoriza această situație și va ține la curent cu toate acțiunile întreprinse.
Am revenit la discuție. Domnule Mihalache, rămânând în albia ceea ce discutam noi un pic mai devreme, și pe rețelele de socializare, lumea s-a tot întrebat. E posibil ca un manager cu două dosare penale să rămână în funcție? Și după aceea vom asculta și punctul de vedere a Ministerului. Vă rog. Bineînțeles că nu. Aici urmează să vedem cum a acționat instituția de resort, Ministerul Educației, care nemijlocit este organul ierarhic superior pentru instituția și doamna vizată. Aici deschidem codul muncii și vedem câteva situații. Prima, suspendarea contractului de muncă, care trebuia să fie aplicată pentru doamna respectivă. Articolul 76. Când are loc suspendarea contractului de muncă? La cererea organului de control, ori de drept. Organul de control, urmează să vedem cine este, dar organul de drept este Inspectoratul de Poliție sau Procuratura, care a pornit această urmărire penală. Nu știu de ce, nu s-a venit cu o cerere în acest sens. Și concedierea. Sunt multe articole din Codul Muncii care oferă temei Ministerului Educației pentru a concedia persoana respectivă. Menționez, încălcarea repetată pe parcursul unui an a obligațiilor de muncă, dacă anterior persoana a suportat o sancțiune disciplinară. Adică îi aplici două sancțiuni disciplinare, o mustrare aspră și este temei de a o concedia. Sau săvârșirea la locul de muncă a unei sustrageri, inclusiv în proporții mici. Aici avem proporții mari. Încălcarea gravă repetată a statutului instituției de învățământ de către un cadru didactic. Avem și această situație. Semnarea de către conducătorul unității sau de către adjuncți, contabil șef, a unui act juridic nefondat care a adus prejudicii materiale unității. Și ultimul temei pe care eu l-am văzut. Încălcarea gravă, chiar o singură dată, a obligațiilor de muncă de către conducătorul unității, adjuncții, contabilul șef. Vedem 1, 2, 3, 4, 5 temeiuri, 5 temeiuri din Codul Muncii care permit concedierea în scurt timp. Depinde cum a lucrat Ministerul Educației. Ori nu poți face deodată lucrul ăsta, trebuie să faci o anchetă internă. Dacă nu respecti procedura, atunci totul poate fi luat de la început. Și în funcție de ancheta internă se emite și ordinul respectiv. Domnul Cebotari, în Republica Moldova avem cazuri când pentru câțiva pepe invers se face 3 ani de închisoare. Pentru 6.000 de euro și nu mai știu ce sumă acolo, care este procedura? Deci, la 12 februarie 2016, în baza ordinului, a fost emis ordin cu privire la suspendare din funcție și inițiată o anchetă de serviciu în vederea elucidării faptului implicării doamnei Dobândă în fraudele constatate. La momentul de față, deci ancheta se află la etapa de analiză și identificare a gradului de vinovăție a fiecărei persoane, deci inclusiv a doamnei Dobândă. După asta, deci vom analiza explicațiile prezentate de factori și în baza explicațiilor și probelor acumulate, materiale vor fi remise comisiei disciplinare, un organ deliberativ care, deci în urma analizelor, va propune deci sancțiunile care urmează a fi aplicate conform legislației în vigoare. Acum suntem la etapa de solicitare a explicațiilor de la persoanele responsabile. Eu vreau să revenim un pic la aceste stagii de practică pe care le-au făcut elevii și vreau să vă întreb, ce se va întâmpla? Acești copii vor mai primi banii? Pot să mă expun pe marginea modul de recuperare, respectiv organele de anchetă trebuie să expună cum vor fi recuperați banii și din contul cui. Deci noi avem dovezi, avem contractele încheiate cu 6 agenți economici, avem documentele de plată semnate de doamna Dobândă, care a ridicat banii de la instituțiile în cauză, de la contractanți. Avem constatat că banii n-au fost depuși în casieria instituției și respectiv avem dovezi că copiii nu au fost retribuiți, deci nu au fost remunerați cu bani pentru munca prestată. Deși în plângerile lor se constată că ei au muncit până la 12 ore pe zi. Deși în contract era stipulat că ei vor munci 6 ore pe zi. Asta e.
Haideți să vedem de ce ministerul a fost ignorat atunci când procedura legală asta prevedea trimiterea peste hotare a elevilor trebuia făcută doar prin acordul ministerului. Prin acordul ministerului, da. Deci școala s-a adresat cu un demers ministerului educației. Deja când erau contractele semnate, da? Deja erau contractele semnate. Deci contractele au fost semnate pe data de 16 iunie și o parte 16 iunie, dar adresarea a venit pe 19 iunie. Alte contracte au fost pe 4 iulie, semnate care în lipsa iarăși ordinului Ministerului Educației. Deci s-a făcut la discreția doamnei dobând grupurile de copii care au plecat. Deci s-a utilizat munca copiilor neconform și contrar prevederilor legale. Domnule Mihalache, vorbeam ceva mai devreme despre ordonanța de începere a urmăririi penale. Haideți să vedem ce trebuia să se întâmple din punct de vedere juridic, la nivel practic și nu doar teoretic. Odată cu această începere sau odată cu emiterea acestei ordonanțe, dumnea ei trebuia să fie suspendată din funcție? Deci aici două posibilități au fost și continuă să existe. Prima e cea susmenționată, că poate fi suspendată din funcție la cererea organului de control, aici urmează să vedem cine e organul de control pentru instituția dată, ori la cererea organului de drept. Organul de drept este... Cine? Da. Instituția, inspectoratul de poliție sau CNA în cazul nostru, da. CNA nu a venit cu o cerere de suspendare, nu are niciun interes, probabil, și au lucruri mai importante. Respectiv, organul de control, nu cunoaștem cine. A rămas așa cum a rămas. A doua situație poate fi suspendată din funcții doar atunci când dosarul va fi trimis în instanța de judecată. În prezent, dosarul este la CNA, deoarece durează urmărirea penală, calitatea de bănuit, apoi calitatea de învinuit, rechizitoriu și doar atunci dosarul urmează în scurt timp să fie transmis în instanța de judecată. Nu cunoaștem la ce etapă se află urmărirea penală, regretabil este faptul că durează. Or, legea nu stabilește termeni concreți cât durează urmărirea penală. Aici o stabilește procurorul, ofițerul de urmărire penală efectuează acte procesuale, adună probe. Din luna decembrie 2015, suntem acum în luna august 2016, este timp, mă miră faptul că nu a ajuns dosarul în instanță. Când va ajunge în instanță, oricum, doamna urmează a fi suspendată, deoarece norma din Codul Muncii este imperativă. Poate fi într-o săptămână, poate fi într-o lună sau peste 3 luni sau nu știu când. Domnule Mihalache, dar suspendarea este inevitabilă. Controlele inopinate se pot realiza? De cine sunt ele făcute? Controlele inopinate, da, pot fi realizate și urmează să vedem care este instituția abilitată cu drept de control în privința instituțiilor de învățământ. Avem și Ministerul Educației, avem Inspectoratul Fiscal, mai multe instituții, urmează să ne determinăm sub ce aspect, da, pe ce filieră se va efectua controlul inopinat. Pe filiera documentală sau fiscală, documentație ce ține de învățământ, etc. etc. Domnule Cibotare, haideți să revenim un pic și la cazarea în cămine. Ați menționat ceva mai devreme despre nereguli și în acest sector. Da, instituția de învățământ pe care am verificat-o nu dispune un regulament care ar stabili clar regulile de cazarea elevilor în cămin. Astfel, un control inopinat a Centrului Național Anticorupție a stabilit la momentul controlului că din 199 de elevi cazați nu dispuneau de bonuri de plată care venea să confirme achitarea serviciilor de cazare. Și în perioada imediat următoare, 199 de elevi au introdus în caserie instituției 200 de mii, undeva 199 ceva de mii de lei. Deci asta e, măcar că cadrul legal prevede că achitarea taxei pentru cazare se face la momentul cazării pentru o perioadă, deci septembrie-decembrie și respectiv ianuarie-iunie, la momentul cazării. Mai mult ca atât, în evidența contabilă aceste datorii nici nu figurau.
ce vorbește despre riscul de neacumulare a banilor sau de tăinuirea banilor respectivi. Și dacă comparăm perioada anului 2015, 2014, 2013, vom vedea că după controlul inopinat al Centrului Național Anticorupție, din 547 de locuri existente în cămin, s-a stabilit că cu acești 199 de elevi s-a acumulat cifra 547. Dar dacă revenim în perioada anterioară, cazarea era sub nivelul cifrei cu care este atestat căminul, cu atâtea locuri. Erau 300, 400, 200 ceva, deci nu atingea la cifra maximă cu care, deci, a fost numărul de locuri atestate în cămin. Și vorbește despre existența unor riscuri de neîncasare de plină integrală a banilor în casieria instituției. Și din explicațiile prezentate de contabilă șef, ea a explicat că modul existent de strângerea banilor pentru chirie, pentru cazare în cămin, se face, deci, la momentul când vine persoana. Nu se prezintă listele persoanelor cazate pentru a fi luate la evidență și respectiv pentru a face lista debitorilor și care urmează să introducă banii. Deci fiecare elev vine și introduce bani. Și respectiv nu se cunoaște numărul total a elevilor cazați. La momentul de față, doamna Dobândă ne-a prezentat un plan de acțiuni prin care se confirmă că va fi elaborat un regulament în acest sens și va fi, deci, cazarea se face numai în baza unei liste cu elevii cazați și pe viitor se vor evita riscurile de neîncasare banilor. Domnul Cibotar, doamna viceministru Boaghe spunea că doamna Dobândă a primit o mustrare aspră. Vreau să vă întreb, pentru ce cap de acuzare, dacă aș putea spune așa, sau pentru ce încălcare, pentru că avem aici vreo trei menționate și destul de grave, ele toate trei se cuantifică doar în această mustrare aspră? În perioada lunii iunie-iulie, deci la școala nominalizată s-a făcut un control tematic la solicitarea unui grup de profesori, printre care și este doamna Dobândă, în vederea verificării unor aspecte ce țin de remunerarea muncii. Doamne Dobândă, domnul Leonid Dobândă, soțul ei, prin care s-a mai constatat că un grup de angajați, profesori, cadre didactice, au fost remunerați pentru muncă care depășește norma didactică. Dacă norma didactică, conform cadrului legal, este în 1,25 maximum, 1,5, aceștia activau în funcție, deci pentru aceeași perioadă de timp, activau cu normă didactică de 3. Și s-a făcut recalcul la retribuirea muncii acestor profesori, stabilind că aceste plăți sunt neregulamentare și constituie suma de 126.000 de lei. Și în baza recalculului salariului domnului Leonid Dobândă, prin care s-a stabilit că el a acumulat funcția de lăcătuș, depășind norma permisă 0,35, i s-a recalculat și domnul a introdus banii în casă, suma depășită la retribuirea muncii, cu depășirea cadrului legal la acumulare. Domnule Mihalache, raportat la ceea ce spune doamna Cibotar, era în drept doamna directoare să-și angajeze soțul în cadrul acestei instituții? Nu există un conflict de interese? Și tot aici vorbim și despre retribuirea muncii în albia celor remarcate un pic mai devreme. Nu văd interdicții. Ori sunt multe situații când soț, soție, ambii sunt profesori, sau soțul sau soția este director. Poate fi și invers. Soțul este profesor, soția deține o altă funcție în cadrul instituției. Aici nu văd conflict de interese. Altceva, ilegalitățile admise sub aspect de remunerare, da? La capitolul remunerare. Aici este un domeniu mai sensibil și, bineînțeles, pot fi găsite multe erori, multe lacune, încălcări. Poate fi și dosar penal. Da. Haideți să vedem, atunci când vorbim despre remunerare, este un aspect ce ține în exclusivitate de directorul școlii? El este cel care își pune până la urmă semnătura, sau vorbim de un consiliu, sau vorbim de ministerul ca organ abilitat de verificare? Cine trebuia să fie cu ochiul pe aceste școli și pe această instituție nemijlocit? Da.
din câte cunosc, da, da, aici mai bine cunoaște domeniul, da, doamna, în domeniul învățământului, sunt categoriile de salarizare, sunt reglementate și aprobate prin hotărâri de guvern, respectiv clasificatorul funcțiilor Republicii Moldova, funcția și respectiv vechimea muncă, și se stabilește categoria, se adaugă sporurile, funcțiile pe care le cumulează persoana, în fine se face salariul. Contabilul. Instituția este deservită de către un contabil. Și contabilul efectuează toate aceste calcule. Bineînțeles, semnătura o aplică conducătorul instituției. Și pe rețelele de socializare ne-a întrebat foarte multă lume ce se vor întâmpla cu aceste sume care au fost plătite, să zic, în avans pentru acești profesori și pentru acest personal. Va fi returnată? Dumnezeu vorbea de două funcții și jumătate, pe când legislația este doar pentru o singură funcție sau pentru o singură unitate. Consider că nu. Consider că nu. Fiecare dintre salariat vă zice, eu deja le-am cheltuit. Eu nu sunt vinovat pentru faptul că erorile au fost comise de către conducerea instituției. Domnule Cibotar, haideți să vedem cum vor fi totuși stabilite aceste sume, cum vor fi returnate, ce se va întâmpla, ce întreprinde ministerul. Ordinele de stabilire a suplimentelor, ordinele de, da, stabilirea salariilor, sporurilor, suplimentelor, de cumulare a funcțiilor, ordinele sunt emise de către conducătorul instituției. Deci el, în calitate de manager, poartă responsabilitatea privind aplicarea corectă a normelor ce țin de retribuirea muncii. Toată răspunderea o poartă dumnealui. Persoanele care au beneficiat de salarii majorate în raport cu cadrul legal, ei cred că nu pot să întoarcă banii, ei nu poartă vină, deci vină o poartă persoana care a emis ordin și care a încălcat regula. Mai departe, organele de anchetă se vor expune asupra modului de recuperare a banilor utilizați nelegal, să spunem așa. Noi am o întrebare ce ține de activitatea bufetului din școală. Din ceea ce am informațiile parvenite la redacție, există anumite aspecte foarte controversate și la acest aspect. Ministerul ce a determinat? Noi am fost informați că în cadrul instituției a fost deschis un bufet fără temei juridic, nelegal, dar la momentul controlului acesta nu mai activa și respectiv noi nu puteam demonstra că a existat acest bufet, fiindcă în evidența contabilă, careva încasări de la o subdiviziune, ca cum ar fi un bufet, deci nu există. Și respectiv nu ne putem pronunța asupra existenței acestuia. Vreau să vă întreb, ministerul, cât de des merge în școli și cât de des efectuează tot felul de controle? Pentru ca să nu par banal, dar bănuiesc că situații similare se mai pot întâmpla și în alte instituții de învățământ. Da, venind în funcția ministerului, doamna Corina Fusu a inițiat grupuri de lucru pentru verificarea situației, deci în ce mod sunt utilizați banii publici, cât de eficient și cât de conform cadrul legal. Respectiv, am făcut mai multe controle, ultimul control fiind la școala numărul 10, unde am constatat foarte mari nereguli la capitolul asemenea cu retribuirea muncii și la capitolul alimentare. Am stabilit că la alimentare am raportat listele prezentate de către maestri pentru copiii care se alimentau și listele care de fapt s-au trecut la cheltuieli și am stabilit pentru o perioadă de 8 luni, îmi pare că stăia, am stabilit pierderi de 107.000 de lei. În rezultatul controlului, directorul școlii a demisionat și respectiv au demisionat în grup lucrătorii de la cantină, cu bucătarul șef și ceilalți bucătari au scris cerere de eliberare. Acum, deci, interimatul face un director interimar nou și respectiv se angajează acum personal nou la cantină, care vor fi mai integri, să spunem așa, în gestionarea atât a produselor cât și a banilor ce țin de achizițiile publice a produselor alimentare. Doamna Cibotar, anterior s-au mai depistat anumite încălcări la școala profesională numărul 2?
Nu pot până să spun asta, asta e perioada, deci noi suntem o echipă nouă și nu putem să cunoaștem perioada anterioară. Dar știu că au mai fost controle de la Inspecția Financiară, au mai fost controle de la Curtea de Conturi, dar rezultatele acestor controle nu le cunosc, nu le s-au, nu au fost prezentate. Și... Domnule Mihalache, telespectatorii noștri ne-au întrebat și pe rețelele de socializare. Ministerul nu este prea indulgent pentru că doamna Dobândă este încă în funcție? O întrebare tranșantă, știu că vă pun la zid, de la perete, dar asta e. Da. Ministerul își are politica de cadre, respectiv efectuează ancheta de serviciu și constată. Este la discreția conducerii, însă am enumerat o serie de prevederi din codul muncii care permit, dau posibilitatea Ministerului Educației în câteva zile ca să emită un ordin de suspendare a doamnei din funcție, de concediere, există cel puțin 4 temeiuri pentru concediere și cel mai recomandat ar fi o cerere de demisie, da? Adică eliberarea de bunăvoie, binevolă a doamnei, ținând cont că există mai multe ilegalități până se vor soluționa lucrurile. Dar asta e la discreție. Dar ministerul are două oportunități, suspendarea contractului de muncă sau concedierea. Oricum, acestea sunt inevitabile, una din ele. De ce? Am menționat urmărire penală în scurt timp. Urmează să finalizeze dosarul, să transmite în judecată și atunci suspendarea automat survine. Doamna director putea da de înțeles, sau cel puțin așa am înțeles noi ziariștii, că a înțeles ironat buchea legii. Este o scuză? Raportat la acești 6.000 de euro și la contractele de practică care au fost încheiate cu agenții economici din România, Constanța. Vă referiți la doamna director? Da. Poate și ironat. Nu pot să cunosc ce a conștientizat, ce a înțeles doamna. Mă refer doar așa, tangențial, lucrurile în măsura în care le înțeleg din actele pe care le am. Însă încălcări sunt. Sunt mai multe încălcări. Întrebarea e ce vor face copiii, deoarece ei au lucrat. Anticipați, de fapt, întrebarea. Da, în contract am văzut că e indicat cât revine unui copil, cât revine instituții care i-a trimis. Banii au fost preluați de instituții, copiii nu au primit nimic. Cum vor derula lucrurile? Explic. Pe parcursul urmăririi penale, ofițerul de urmărire penală urmează să invite pe toți acești copii și să elaboreze o cerere, acțiune civilă, în procesul penal. E o procedură specială ce ține de codul de procedură penală. Fiecare semnează. Astfel, procurorul, din numele acestor copii, solicită de pe seama persoanei învinuite, solicită ca să fie restituite pentru fiecare banii indicați în contract. Astfel, când vor avea loc ședințele de judecată, va derula procesul penal ce ține de condamnarea doamnei sau eliberarea de răspundere, nu știm cum va decide instanța, concomitent se va examina și latura civilă ce ține de încasarea banilor de pe seama domniei în folosul acestor copii care vor lua statutul de parte civilă. Doamna Cibotari, aveți chiar în față un contract care a fost semnat cu acești copii. Există inegalități la prima vedere? Cum urmează să fie aplicat în practică? Da, în contract e stipulat clar că, deci partea de remunerare a fiecărui elev, condițiile de muncă, deci în mărime de 6 ore pe zi, condițiile de cazare, condițiile de transport, sunt toate stipulate, respectiv urmau să fie executate. Eu vreau să mă pronunț asupra faptului că legea, hotărârea de guvern 199 privire la mijloacele speciale, stabilea deci condiții că banii obținuți din instruirea practică se transferă în mărime de 50% la instituția de învățământ și 50% merge pentru retribuirea muncii. Respectiv, banii aceștia, deci chiar în contract nu s-a stipulat corect, fiindcă trebuia să fie stipulat partea care trebuie să meargă la instituția de stat. Și aici nu s-a făcut. Și în cazul de față, deci a fost prejudiciat instituția care deci nu a acumulat veniturile care urmeau să fie acumulate. Și a doilea factor, deci copiii au fost nu au fost remunerați, respectiv au muncit gratuit, a fost folosit gratuit munca elevilor.
Pe final de emisiune, domnul avocat, vreau să-mi spuneți în câteva cuvinte ce urmează acum să se întâmple pe de o parte din partea Ministerului, pe de altă parte din partea CNA-ului sau instituțiilor abilitate ca să arunce lumina asupra acestui caz. Da. Fiecare dintre instituții urmează să-și facă lucru conform legislației. Ministerul Educației consideră rațional de a depune o cerere către instituția, către CNA, pentru ca CNA să intervină cu o cerere de suspendare sau o suspendare. Totodată, la discreția ministrului educației, concedierea, da? Temeiuri am zis că sunt, dar iarăși de văzut ca și procedural să fie corect. Ori nu poți emite un ordin de concediere fără a respecta anumiți pași prevăzuți de codul muncii. Dacă nu-i respecti, doamna își poate lua avocat, înaintează acțiune judecată, peste un an, doi, se anulează acel ordin de concediere și doamna este restabilită la muncă și încasează salariul pe toată această perioadă și un prejudiciu moral. De aceea e nevoie de multă atenție. Doamna Cibotari, peste două săptămâni începe noul an școlar. Doamna Dobândă, va mai fi director la 1 septembrie? E o întrebare tranșantă și la cu asta încheiem. La momentul de față, ordinul cu privire la suspendarea din funcție în vigoare, el nu a fost anulat. Respectiv, ancheta trebuie să demareze deci, cu transmiterea materialelor Comisiei Disciplinare, care urmează să se pronunțe și să propuie sancțiunea disciplinară față de doamna Dobândă. Eu cred că într-o săptămână, două, deci această anchetă va fi finalizată. Domnule Cibotari, domnule Mihalache, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați adus telespectatorilor. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară bună!